Mircea Muntean, cel mai popular primar al municipiului Deva, prezent și el la sărbările de la Țebea, consideră că este greu de egalat spiritul combatant al lui Avram Iancu. Nu cred că se va naște prea curând în istorie, în istoria contemporană, un lider de o asemenea pătrundere sufletească și asemenea forță. Probabil că și vremurile sunt altele, combinăm parte și din valorile europene, dar trebuie să avem grijă, în primul rând, de valorile noastre românești. Creșorul, cum am spus, s-a evidențiat în istorie ca un lider care a promovat din plin, la vremuri grele, de restriște, a promovat ideile de libertate, de egalitate, de respect între națiuni, între, a fost avocat, a știut să așeze cuvintele, a rămas în memorie cu câteva sloganuri, suntem mulți ca cucurujii brazilor, care s-au dus direct în inima oamenilor, nu cu cuvinte sofisticate, ci cu cuvinte spuse din suflet, i-a câștigat pe locuitorii zonei și iată că acum imaginea lui se întinde în toată țara.